Iubirea înseamnă mai mult decât cuvintele tale. E o dovadă că ai crescut pe calea lui. Iubirea înseamnă mai mult decât sentimentele tale. E arătată prin putere, putere din puterea lui. Dragilor, și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum se cântă cântarea Iubirea înseamnă mai mult decât cuvintele tale, cântată de Magda Popescu, versiunea acustică. Așadar, o să începem. O să o cântăm pe acorduri, nu o să fie pe fingerstyle de data aceasta. Cântarea este în do major. În do major. Versiunea acustică este în re bemol major. Chitara fratelui respectiv care cântă e acordată cu un semiton mai sus și sună cu un semiton mai sus. E în re bemol în realitate. Dacă vreți să cântați odată cu el, trebuie să vă puneți capodastru pe tasta 1 și atunci o să cântați în re bemol, exact în gama Magdei Popescu. Dar o să o facem în do major deocamdată. Ok. Se începe în introducerea, o să fie o, dacă știi înseamnă să iubești. Ok, introducerea e formată din trei acorduri. Do majorul, în poziția, avem aici poziția 8, da? A 8-a, tasta 8-a, e ca și cum ar fi do major cu bareu, doar că e fără bare. Ridicăm bareu, da? Și o să fie doar degetul 1 pe mi gros și celelalte 3 degete, da? Da? Și când tragem de corzi, nu tragem de toate, doar primele 4. După do, coborâm două taste mai jos, identic, și vom da de si bemol major. Tot primele 4 corzi vom trage. Și apoi, la fel, în prima poziție mergem tot primele 4, o să avem fa majorul. Fa majorul, tot primele 4. Și carit, da, 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 o să fie degetele ridicate pentru a avea mut, chitara mută. Ok? Da? Deci pe primele 4, să încerci să nu atingi miu și siu subțire. Și aici intrăm în do major curat. Ce înseamnă să iubești? Avem un re minor 7, bare pe primele două corzi, mi și si, și degetul 2 pe coarda sol, tasta 2. De la re în jos. Știi ce înseamnă să iubești și să te... Aici vom avea un la minor 7, degetul 1 pe coarda si, degetul 2 pe coarda re, tasta 2. O, dacă ai ști ce înseamnă să iubești și să te dăruiești. Da? Apoi vom avea fa major 7. Da? Cum este do majorul? Cele două degete coboară mai jos și miul să fie lăsat liber. Da? Liber adică pe 0, fără să apăsăm nimic. Și vom avea 1 pe si, 2 pe sol, 3 pe re. O, dacă știi ce înseamnă să iubești și să te dăruiești celui de lângă tine. Și clasicul sol. O, dacă știi. Aici revenim înapoi în poziția a 8-a. O, dacă ai ști lumina să oferi. Iar așa cel si bemol din introducere.
coração vem. Atunci când drumul-i greu pentru cel rătăcit. Sol, da? Și avem bridge-ul. Iisus te învață să dăruiești. Da? Do major, si bemol major și la bemol major l-avem aici, da? Toate la o tastă distanță. 8, 6, 4. Și tot așa, cu specificația doar pe corzile de bas, corzile groase. Iisus te învață să dăruiești și să trăiești când spui că iubești. Iubire înseamnă do major, înseamnă mai mult decât tot la minor, 7 poate fi, sau la minor curat. Cuvintele tale, fa minor 7, e o re minor 7, dovadă că la minor 7 ai crescut pe calea lui. Iubirea înseamnă mai mult decât sentimentele tale, e arătată prin re minor 7, e arătată prin putere. Aici ar fi un fa minor 7, da? Avem cele două degete. Suntem în tasta, cât suntem aici? 8, da? La U. Da? Pe La și pe Sol suntem. Cele două, da? Da? Și degetul 1 vine pe 6, coarda Re. E arătată prin putere, putere din puterea lui. Sau mai merge un fa minor 7 sau fa minor curat, chiar în prima poziție. E arătată prin putere. Sau fa minor 7, doar cu un deget. E arătată prin putere, putere din puterea lui. Ia ca și ritm. Sper că ați priceput acordurile care vin. Ritmul e... E cu mut, pe parte de mut. O, dacă ai ști ce înseamnă să iubești și să te dăruiești. Când începem pe acordurile de sus, de pe do, iubire, putem da doar în jos. Iisus te învață să dăruiești. Da? Și pe același ritm vin legate și câte două acorduri. Sol aici este în 3. Iubire înseamnă mai mult decât cuvintele tale, e o dovadă că ai crescut pe calea lui. Iubire înseamnă mai mult decât sentimentele tale, din puterea lui. Dragilor, sper să vă fie de folos și acest tutorial. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un share. Da? Spuneți și altora și ne vedem data viitoare cu următorul tutorial.